Să se urce în mașină ăla. Bine, pa, ne ducem. Să ne ducem să ajungă la mașină. Cum să-l chem, un camion și meritului. Era un muncitor, era electrician, una din firmele care făcea mentenanță în braț. Și cum să spun eu, contează foarte mult în viață, știi? Dacă ai... Super. Da. Eu n-am avut. Sper că n-am acceptat că n-am zigăni niciodată. Tu de ce nu vine la noi să colaborezi și tu? Să vorbești cu lumea, să comunici. Ce e aici? Să-mi pare, Thank you.
eu cu asta o lor mai văzut și aia să te-a retrat la loc, acum a venit la masă. Ce e? Ștefania, știi. Vine căldură acum.
nu știi ghid. Dar e acum cadou care îi dau, nu? Cred că da. Ție. Mie? Da. Da, da. Vrei să fii îndostrat că îți vei... Da, puteai să spui, să spui sigur. Să fii o surpriză. Nu ce m-a văzut, ce m-a văzut. Chiar nu prea aveam ce să iau. Da. Da, da, a făcut până o zi de lei. Cred? Față de aici. Hmm? 90 de lei față de 1600 de lei. De ce? Sunt banii mei cea mai tupă în plată. Da, după ce mâncăm, vedem că nu merge aia. Ce vrei? Iau țeava aia și mă duc la Arsani, cu ca o gândită pentru ăla, la ghiveță. Păi și eu vreau să-ți propun să și sminuși. Dacă e soare și frumos, să mergem până la grădina botanică, să vizităm și... Care grădina botanică? Pe la Bucov. Să vizităm expoziția de crizanteme. Bine. Ce mâncare ai? Ciupă, ciorbă, mai e tocană. Ce mai e?